În câmp la Fundulea l-am cunoscut pe un tânăr fermier care a dezvoltat o mare pepinieră de arbuști și pomi fructiferi. Ironia face ca peste drum să funcționeze un parc de panouri fotovoltaice, iar un pic mai departe trece rețeaua de înaltă tensiune. În apropiere văd și un parc de panouri fotovoltaice. Iată o sursă semnificativă de electricitate, cu toate astea fiind aici în apropiere, nu beneficiați de curent electric. Ați încercat să discutați cu proprietarul? La o discuție amiabilă așa cu proprietarul, mi s-au spus că din ordinea interioară nu au voie să furnizeze curent electric, având obligațiunea de a furniza tot curentul produs de panourile fotovoltaice în rețeaua de curent a Enel Electrica. Deci nu au voie să dea direct către mici consumatori. Cândva a funcționat aici o linie de electricitate, dar cablul a dispărut între timp. Venind încoace spre pepiniera noastră, am văzut pe marginea drumului stâlpi de beton, stâlpi zdraveni. Ce e cu acei stâlpi? A fost funcțională vreodată vreo rețea acolo sau doar au fost plantați stâlpii cândva și n-au funcționat deloc? Da, eu mi-aduc aminte stâlpii. Acum 20 ceva de ani veneam la... Aici era porumb, la cules de porumb cu bunici. Erau stâlpi, erau funcționali, era cu curentul care se ducea în satul vecin, dar au fost dezafectați, firele au fost furate, au fost dezafectate. Și cred că n-au mai existat interes de a se... Și satul vecin acum n-are curent electric? Ba da, dar au găsit o altă alternativă, ci vin din Sărulești, din satele vecine, deci asta au desfințat. Tânărul fermier a pus pe căsuța paznicilor un panou fotovoltaic, dar nu le-ar refuza nici pe cele oferite gratis de stat. Și de la primărie deja ne-au înștiințat de vreo 2 săptămâni de zile despre acest program. Suntem în depunerea actelor, să depunem toate actele necesare pentru a face un minim de confort paznicilor, deși noi am montat un mic panou. Într-adevăr, nu dă un randament maxim, dar să sperăm că se vor aproba și vom avea posibilitatea de a accesa aceste fonduri. Aveți deja un mic panou, dar este insuficient. Nu puteți. Ce puteți alimenta în momentul de față? Putem alimenta un televizor, câteva becuri și un minim de confort pentru paznici, pentru că nu vin să stea dacă n-au măcar o lumină, un televizor și...